Elena Udrea, făcut praf după ce Ion Cristoiu a făcut noi dezvluiri din jurnalul ei, noroc ce azi nu mai e ca pe timpuri să pui biletul într-o sticlă. Radu Banciu a ironizat-o pe Elena Udrea, în emisiunea sa Lumea lui Banciu, după ce Ion Cristoiu a publicat noi fragmente din jurnalul pe care aceasta i l-a înmânat, publicare ce apare fix la o zi după ce s-a scris de problemele de sănătate pe care le-ar avea. Elena Udrea, bolnav sărac la pat. Ce ne-am gândit toată noaptea a trecut la ea, a apucat să se ridice un pic din pat, e adevărat nezuta a, probabil după vulva care s-a iscat în aceste zile. Chiar dacă pretinde ce a pierdut unul dintre gemeni, a găsit totui puterea, pe care numai spiritul de mamilde, cel de a dispoziție lui Ion Cristoiu se publice fragmente din jurnalul ei. Noroc ce azi nu mai e ca pe timpuri să pui biletul într-o sticlă să îi dai drumul, ce nici nu ar fi tiut săraca Elena Udrea unde se arunce sticla, în Oceanul Pacific sau în Atlantic. Ion Cristoiu s-a executat. Cine nu ar fi făcut-o, mai ales având în vedere situația Elenei Udrea? Suntem abia la începuturile acestui jurnal, în sensul în care deocamdată nu există nimic senzațional de dezvăluit. Probabil vor rămâne ultimele două, trei paragrafe cele mai interesante, alea la care aștept să se ajung la un moment dat, a comentat Radu Banciu.